Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ața din Deșteptarea la Europa FM. Luca e în continuare izolat la domiciliu, dar e bine sănătos, e cu noi atunci când e cazul. Vesel vioi, îl filmează o cameră, el face semne, noi nu-l băgăm în seamă, o să mai zic că și din când în când. Mai țineți minte discuția aia când povesteam fiecare... Taci acolo un pic. Când povesteam fiecare cum vrem să stăm acasă. Aha. Și ziceam, băi, dăm centrala un pic mai la 23, 25, 27 25. Și așa mai... Și așa mai departe. E, uite, eu ieri am făcut frigul la mine în casă, a fost ca afară. N-am avut curent de ieri, de la 12 până seara la 8 și jumătate. De la 12 până la 8 și jumătate? Practic, suficient cât să se facă în casă ca afară. Mamă, doar că nu bătea vântul, că țineam ușile închise. Dacă fără curent nu merge gazul. Nu merge centrala, da. Târziu mi-am adus aminte. Și cât ai stat? 6 ore fără curent? Mai mult. Târziu mi-am adus aminte că pot să dau drumul la gaze, dacă vreau la bucătărie, la aragaz și să mă încălzesc, dar nu e cea mai fericită soluție. Ai văzut cum ai uitat? Da, am copilăria uitat. De pe Vreau Ceaușescu, când toată familia se strângea în bucătărie la ochiul de aragaz? Exact. Da. Dar ce s-a întâmplat la tine acolo? S-a întâmplat la noi pe străduțe acolo, montează niște oameni niște cabluri, fibră optică. Nu știu cine, ce sunt, dar montează fibră optică. Merg pe toate străzile, sparg toate trotuarele, da? Bagă fibră optică, acoperă și la revedere. Și... nimic complicat. Doar că la noi, habar n-am, nu cred că au vreun plan, vreo hartă, vreun ceva cu ce se află dedesubt. Ieri au dat cu târnacopul și au rupt și cablul de curent. Și s-a terminat, adică... Practic, în momentul ăla a lăsat tot blocul. Doar noi am avut ghinion, nu și vecinii din jur, doar blocul nostru a rămas fără absolut nimic. Adică, practic, nu intra curent. Nu puteai să deschizi ușa la garaj, nu puteai să deschizi absolut nimic, nu puteai să ai căldură. Ai garaj? Da, e adevărat și asta. Luca, cât ai temperatura la tine acum? 23,6. Ia uite, stă bine, e la... Da, a fost ceva cu Dorei ieri. Adică era o știre din Galați. Un domn din Galați s-a apucat să taie o conductă de gaze. Mă, n-a mai fost odată în Galați povestea asta în urmă câțiva ani? Nu, mai fost ceva cu un domn care a ieșit în fața blocului și a tăiat o țeavă care trecea pe acolo că îl deranja la mers. Serios, și a tăiat curentul la un cartier întreg. Deci, sau pe undeva, nu știu, a fost. Deci în Galați e știre transmisă pe agenții. Un domn din Galați a lăsat 3 cartiere fără gaze. 1200 de consumatori. Dânsul a făcut o lucrare neautorizată la o conductă de gaze. Deci a văzut o conductă și a zis trebuie să intervin. Și a tăiat gazele la 1200 de oameni, 1200 de consumatori. Bun, noi suntem un bloc aici. Suntem un bloc aici. Ne-a lăsat practic fără că am ajuns acasă, era toată lumea în stradă, că era mai frig, mai cald afară. Prieteni care sunteți pe frecvență cu noi acum, ați avut vreun pocinog? Adică eu nu cred că așa ca Zaf a putut păți cineva să stea fără curent jumătate de zi în miezul iernii, când afară erau minus nu știu câte grade. Deci, mesaj 0728 3D1 3D2, mesaje pe WhatsApp. Ați pățit pocinoguri de-astea cu meseriași care au greșit ceva la vreun șantier și v-au lăsat fără apă, fără curent, fără gaz, dar ceva memorabil, o chestie de-asta, dom'le, am stat ore întregi și era ger afară sau ceva de genul ăsta. Dați-ne și nouă un mesaj, că să vedem cât de des întâlnite sunt astfel de situații. 0728 3D1 3D2, pățanii cu Dorei pe străzi. Ieri au și fost, maxima în București a fost de plus 2 grade. Mm-hmm. Deci n-a fost taman cea mai plăcut de zi. Nu mai știm să ne bucurăm, George. De ce? În ce sens? Astea sunt incidente care te apropie de familie, care te fac să te gândești la natură, la natură, viață. Când nu mai ai telefon, nu mai ai televizor, nu mai ai nimic, tu te-ai dus să-ți încarci telefonul în mașină. Aici ai greșit. Da, mai făceam telefonul. Toată electronica. Cum ai făcut cu telefonul? Practic, rămâneam fără baterii și dacă aveam ceva de încărcat, mergeam în mașină, porneam mașina. Plus că ne mai și încălzeam. Ce să intri în garaj? Eu n-am mai putut să intru cu mașina în garaj. Deci mașina era afară? Da, tot în frig. pentru că ușa la garaj e acționată și a ghici de electric. Niște motorașe care trebuie acționate electric. Acolo un mecanism de ăsta, în cazul în care cade curentul, să puteți să fugiți din bloc? Ba da, dar niciun vecin n-a știut niciodată cum funcționează. Ne-am bazat pe faptul că avem curent. Dar știi că noi dăm vina pe meseria și zicem un Dorel a dat cu târnăcopul, nu știu ce. Dar de fapt, problema nu e a bietului Dorel, cum îi zicem. Deci nu neapărat meseriașul care dă cu târnăcopul, că acolo vine șeful de șantier, inginerul, și îi spune, domnule, sapă aici, că așa arată hărțile. Hărțile în subsolurile din România sunt un dezastru, hărțile de utilități. Adică nu știi niciodată peste ce dai când sapi.
mi-a povestit, în urmă cu câțiva ani, s-a deschis un mare și frumos mall lângă, mă rog, undeva în partea de sud a capitalei. Și stăteam de vorbă cu managerul. Managerul era un străin, nu mai știu ce era, finlandez, neamț, ceva de genul ăsta, venit dintr-o lume ordonată și organizată. Și ăla mi-a povestit, zice, domnule, noi când am... El s-a ocupat de șantier de la zero, până când l-au dat în funcțiune. Și zice, noi săpam fundație. Și când am ajuns pe la vreo 6 metri, am dat peste o placă de beton. Dacica. Și o placă de beton. Era de la Daci. Și, adică nu mică, o placă mare. Și am început să săpăm așa, să dăm pământul de pe ea, să vedem unde duce. Și nu s-a mai terminat. Și te oprești, te întrebi, păi ce fac eu acum, dacă o sparg, în ce cad? Adică ce-o fi sub placa asta de beton? Pe hărți nu apărea nimic. Dar îmi place că e curios. Da, nu, dar ce poți să faci? Și dom'le, ești șantierist, trebuie să sapi. Dacă te apuci și o spargi, în ce dai? Ce țâșnește de aici? Poate ce iese? Cine știe ce-o fi de desubt? N-avem hărți, n-avem niciun fel de informații. Nu da, știu din păcate. Despre asta. Da, mesaje. Mi-am tăiat singur din greșeală țeava principală de apă. Ne spune cineva care nu semnează. Sincer, chiar aș vrea să știu asta. Cum ai reușit să stai singur din greșeală țeava principală? Când au venit pe strada mea, au săpat să extindă rețeaua de gaz și au spart conducta de apă, plus au tăiat cablurile de curent din pământ. N-am rămas mult fără apă și curent doar 2 zile. Așteptăm în continuare mesajele voastre cu pățanii de genul acesta și le citim imediat. Imagina că sunt chiar atât de multe. Hai să dăm niște mesaje. Fii atent. Uite, asta mi se pare relevant pentru cum se lucrează din când în când. Bună dimineața, băieți! Locuiesc în Ecliugară, Călăraș, pe o stradă înfundată. A venit băieții și au asfaltat strada. Asfalt frumos, toate bune. Și când au pregătit gurile de canalizare, de scurgere a apei, de la ploaie, de la asta, le-a pus mai la deal. Iar unde se lasă strada la vale aici, se strânge apă dintr-un gard în alb, așa. Deci ne putem plimba cu barca. Deci a făcut pata invers. E foarte bun. Astea sunt lucrările lui Dorel, da. Mulțumim Viorel foarte mult, Viorel din Lecliu, mulțumim foarte mult. Uite, ne-a scris. Uite, Marius așa, din Torino. Zice, mi s-a întâmplat acum 10 ani, pe vremea aceea lucram pe escavator, să rup o țeavă de gaz care alimenta o fabrică. Consecințele, șantier oprit, pompieri care udau pentru a evita o explozie, fabrica închisă pentru 8 ore, un drum național blocat și nici trenul l-am văzut trecând. Da. Dacă ne scrie, înseamnă că e bine acum. Da. Sper că a fost toată lumea bine. Alt mesaj. Zice așa, salut! Mie meseria și mi-au lăsat robinetul general de apă așa, îngropat în șapă. Deci omul își construia o casă. Robinetul general de apă îngropat în șapă. Când să facem probele la instalație, centrale, etc., nu știam de ce n-am apă. Ce-am mai căutat robinetul, că nici de meseriaș n-am mai dat. Noroc cu nevastă mea, cu pozele ei. Să ne scrie Cornelica. Deci e un grop robinetul general, mă, sunt beton, înțelegi? Eu turnat beton. Acum 2 ani, pe 4 ianuarie, firma care livrează curent a hotărât care de făcut o lucrare în zonă. Erau minus 5 grade afară, aveam o bebelină de 3 luni. De la 9 la 16 n-am avut deloc curent. Noroc că au achiziționat, uite, o baterie înainte de momentul ăsta. Da, am văzut foarte multă lume care și-a cumpărat baterie sau generator. UPS, da. Da, asta cu generatoarele, eu ca locuitor în mediul rural, mă rog, noi acolo ne gândim serios unii dintre noi să ne luăm generator. N-am avut probleme atât de lungi, îndelungate, știi? Cu pene de, sau pane de curent, nu știu cum se zice, cu avarii de curent. Așa. Care să dureze ore întregi. Dar din când în când se mai întâmplă. Problema cu generatorul e că poate fi foarte periculos în cazul în care explodează. Adică un coleg de breaslă, care locuiește și el oarecum într-un cartier în zonă, cum ar veni, acestui coleg i-a ars casa după ce a explodat un generator al unui vecin. Există varianta UPS-ului, care e o sursă stabilizată de curent, în general se folosește pentru computere. Și mulțumim celor care ne-au dat mesaje, sunt foarte multe, nu reușim să le recuperăm acum, dar am primit câteva mesaje cu astfel de recomandări. UPS-ul vă ține o centrală pe gaz, adică o alimentează cu curent ca să poată să funcționeze, ține câteva ore. Da, da, uite, știi că soluțiile de genul ăsta sunt foarte bune când se întâmplă frecvent sau relativ frecvent. Nu costă mult UPS-ul. Avarii de genul ăsta. Da, mie mi s-a întâmplat odată în 7 ani, știi? Și atunci... Auziți? Da, te auzim. Da, Luca, ești... Mai primiți povești cu Dorei? Da. Mai e timp? Auzi? Eu am pățit că m-am mutat aici unde locuiesc acum în urmă cu 11 ani.
Da. După ce am cumpărat apartamentul, a trebuit renovat. Și am adus o echipă, în fine, prima zi am coborât la vecina de sub să-mi cer scuze că o să fac deranj. Și dânsa a zis, da, nu-i nicio problemă, zice, te rog frumos doar să nu mă inunzi. Zic, dar de ce? Adică, sigur, cum să vă inunzi? Zic, dar ce vă veni? Nu, zice că de-abia am renovat băile și să nu, că știi cum e. Deci asta te rog să nu mă inunzi, în rest nu-i nicio problemă cu zgomotul. Zic, da, doamne, zic, că asta... Nu poți fi un accident, dar n-are cum, adică... L-a inundat? Nu, asta. L-a inundat? A doua zi a inundat-o, m-a sunat, zice, în curge apă pe tavan la baie. Zic, nu pot să cred. Zic, ceva? Eram la radio. Primul băiat care a intrat în casă s-a apucat să dea jos faianța de pe pereți în baie și a dat cu flexul sau cu nu știu ce spanac într-o țeavă. Când am auzit acasă, era cada plină de moloz, plutea apă peste tot. Bă, prima zi, prima din lucrare, vecina, da, nu, că e o drăguță. I-am zugrăvit din nou tavan și a fost în regulă. Apropo de asta, alt mesaj, zice așa, un coleg care urma să pună gresie într-o baie, a tăiat firele de curent. Cum în România nu se respectă culorile la cabluri, le-a legat după cum l-a dus capul. La final, când acționa întrerupătorul de la baie, se aprindea lumina de la dormitor. A, e bine. Cel mai mare Dorel sunt eu, zice Cristi din București. Într-o iarnă am vrut să aerisesc un calorifer vechi din fontă, care n-avea sistem de aerisire, așa că sub presiunea rețelei am reușit să pierd șurubul de la retur. Rezultatul, 4 ore în genunchi, cu podul palmei înfipt în gaura caloriferului, cu apa clocotită, așa era pe vremea aia în București, accentul termic, și cu cealaltă mână pe telefon să chem un instalator. Erau vremuri în care fierbea apa. Prin anii 2000, România a rămas fără internet pentru că un prieten lucra la o extindere de țeavă de gaz în zona Timișoara și a tăiat fibra optică spre Ungaria. A, bun. Pe hartă, fibra mergea spre stânga, pe teren era pe dreapta. Să vedeți declarații după aceea către STS, SRI, SIE și așa mai departe, îmi imaginez. Mulțumim pentru mesaje, sunt foarte multe, nici nu știu dacă vom reuși vreodată să le citim pe toate, dar o să mai revenim la subiect, că sunt convins că sunt meseriași care o să ne dea ocazia și șansa să mai vorbim despre ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.